Decembrie este luna în care majoritatea oamenilor se bucură de cadouri și de atenția celor din jur. În timp ce unii copii primesc daruri scumpe, alții s-ar mulțumi doar cu o masă caldă și un zâmbet pe chipul părintelui măcinat zilnic de griji. Pentru mulți, speranța stă în ajutorul bisericii și al asociațiilor care le aduc daruri de la oameni cu suflet mare. O acțiune filantropică a avut loc astăzi și la sediul protopopiatului Sector 5 Capitală, unde, pe lângă ajutorul oferit constant celor nevoiași pe tot parcursul anului, în apropierea sărbătorii nașterii Domnului se desfășoară programul Bucuria Crăciunului. 120 de pachete cu alimente pentru masa de Crăciun au fost oferite astăzi persoanelor defavorizate din sectorul 5. Acțiunea a fost organizată de protopopiatul Sector 5 Capitală în cadrul programului filantropic Bucuria Crăciunului, desfășurat anual. La protoieria Sector 5 Capitală și astăzi a avut loc această acțiune social-filantropică Bucuria Crăciunului, prin care am dăruit credincioșilor defavorizați pachete cu mâncare, ulei, făină, carne și tot ceea ce trebuie să pună un creștin pe masa de Crăciun. Ajutorarea semenilor este o datorie morală și o datorie de credință, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne spune să ajutăm pe cei săraci și pe cei care sunt defavorizați sau în necazuri în familie, boli sau alte neputințe. Milostenia știm că este cheia care deschide împărăția lui Dumnezeu. Este chiar cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, milă voiesc. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem să ajutăm, pentru că Sfântul Apostol Pavel știm că ne spune: mai fericit este a da decât a lua. La protoieria Sector 5 și la toate parohiile au loc acțiuni. Am avut și de Sfintele Paști, am dăruit multe alimente și haine pentru persoanele defavorizate și nu numai la sărbătorile mari, ci în cursul anului la departamentul social vin întotdeauna oameni care au avut probleme materiale, fie că au avut necazuri, inundații, reparații la case, alții au avut neșansa să le ardă casa și prin departamentul nostru putem să le dăm o mână de ajutor. Departamentul social al protopopiatului a pregătit în această perioadă și 130 de pachete cu daruri de Crăciun pentru copii. Pentru că ne aflăm în cea mai frumoasă perioadă din an, perioada în care dăruim și primim daruri, ne-am gândit să aducem și noi bucuria nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, atât în sufletele celor mari, cât și a celor mici, organizând diferite activități. La Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu și grădinița 178 am avut ateliere de creație împreună cu elevii, am creat felicitări și decorațiuni pentru masa de Crăciun, am cântat colinde, iar la final copiii au primit daruri, dulci și cărți de rugăciune. De asemenea, și la grădinița 178 am avut un atelier de creație, am cântat colinde, am oferit daruri, iar la Biserica Sfântului Elefterie, grupa pregătitoare de la Școala Generală 150 ne-au colindat și au pregătit 25 de pachete cu daruri pentru copiii nevoiași aflați în evidența Biroului de Asistență Socială. Acțiunile sociale vor fi organizate în perioada următoare și la nivelul parohiilor din cuprinsul protopopiatului.